Unul dintre membrii Sfatului Țării, care a votat la 27 martie 1918 actul unirii Basarabiei cu România, a fost Pavel Cocârlă, originar din satul Ignăței, Raionul Rezina. Din ancheta pe care Pavel Cocârlă a completat-o la 22 ianuarie 1919, aflăm că el s-a născut în anul 1893 în satul Ignăței, Volostea Sămășcan, județul Orhei, în familia moldoveanului Vasile Cocârlă. Data exactă a nașterii nu ne este cunoscută, deoarece ea nu s-a cerut în anchetă. Pavel Cocârlă a absolvit două clase. De profesie era templar. După concepțiile politice, Pavel Cocârlă era social-revoluționar. În Sfatul Țării, el făcea parte din fracția țărănească, blocul țărănesc. În rubrica Naționalitatea, el a scris în anchetă că e moldovan, în timp ce în lista deputaților socialiști revoluționari din 28 martie 1918, el figurează ca român. În anchetă, Pavel Cocârlă a mai notat că face parte din Comitetul Executiv al Sovietului Țăranilor Deputați. La întrebarea din partea cui a fost ales în Sfatul Țării, el a notat următoare: din partea țăranilor. Din aceeași anchetă mai aflăm că în perioada activității Sfatului Țării, el locuia în strada Alexandrovskaya 118 din Chișinău. La întrebarea în care se cerea să indice adresa și locul permanent de trai, el a indicat satul Ignăței, Sămășcanskoi Volosti, Orgheevsko Uiezda. Pavel Cocârlă a fost deputat de la 1 martie 1917 până la 22 decembrie 1918, fiind propus de Congresul al III-lea regional al deputaților țărani din Basarabia, din partea socialiștilor revoluționari. Cu regret, materialele dosarului Sfatului Țării din Arhiva Națională a Republicii Moldova nu ne permite să restabilim întreaga activitate a deputatului Pavel Cocârlă. Știm că în Sfatul Țării el a fost membru al unei comisii, întâi a celei de-a doua, în prima și în a doua, în a doua proiect agrar. Într-un document din 14 iunie 1917 îl găsim pe Pavel Cocârlă împreună cu deputații Bușniță și Cărăman în calitate de agitatori în județul Orhei, făcând parte din comisia organizată de agitație de pe lângă Comitetul Executiv al Partidului Național Moldovenesc din Odessa și al Sovietului Soldaților și al Ofițerilor Deputați. Din documentele de arhivă mai constatăm că deputatul Pavel Cocârlă a participat fără întrerupere la ședințele Sfatului Țării, care au avut loc de la 21 noiembrie până la 31 decembrie 1917, activitate pentru care a primit 615 ruble, sumă care depășește media generală a sumei banilor altor deputați din Sfatul Țării. Pavel Cocârlă a fost împuternicit să conducă adunările țăranilor din județul Orhei pentru alegerea delegațiilor la Congresul Gubernial al Țăranilor din Basarabia din primăvara anului 1917. Una dintre primele ședințe de acest gen a avut loc la 16 martie 1917. El a întocmit procesul verbal al adunării. Din textul acestui document aflăm că în acea zi a avut loc ședința generală a țăranilor din Volostea Ciocălteni, la care deputații sătești din Volostie au ales unanim, sub conducerea reprezentantului Comitetului Executiv al Sovietului Deputaților, Soldaților și Muncitorilor, pe Pavel Cocârlă, în calitate de delegați la Congresul Gubernial al Țăranilor, pe Nicolae Bacalo din satul Curuzeni, Fiodor Pavlov din satul Zahăicani și pe Mircea Macmacar Gâtlan din Îndrătniceni sau Îndrătnici acum, iar în calitate de candidați au fost aleși Gheorghe Sugulski și Mihai Cerca. În text se subliniază că a scris Pavel Cocârlă. O informație relativ amplă despre activitatea lui Pavel Cocârlă găsim în procesul verbal
al adunării generale a deputaților din Volos-Terezina, județul Orhei, guvernia Basarabia. Convocați în ziua de 18 mai 1917 pentru alegerea delegaților la Congresul Gubernial al Țărănimii. Conform acestui document, președinte al adunării generale a fost ales unanim împuternicitul Comitetului Executiv Gubernial al Basarabiei, unterofițerul Pavel Cocârlă, împreună cu tovarășul său Elisei Chirtoca, soldat din satul Solonceni, iar secretar al adunării a fost ales Justin Alexeevici Merter, felcer din Țareuca. Fiind deputat din partea țăranilor, Pavel Cocârlă a apărat insistent interesele țărănimii. Astfel, conform procesului verbal al ședinței Sfatului Țării, din 20 februarie 1918, el a ieșit în apărarea țăranilor după ce deputatul Bașbeuc Melikov afirma că nu este necesar de a da vitele tinere în proprietatea țăranilor. În cuvântarea sa, Pavel Cocârlă a optat pentru ca vitele tinere să fie luate de la moșieri și date în folosul țăranilor. Pavel Cocârlă a participat activ la ședințele în care erau analizate și alte probleme importante ale Basarabiei din anii 1917-1918. Astfel, el a luat cuvântul referitor la situația căilor ferate din Basarabia. Procesul verbal numărul 6 martie 1918, referitor la activitatea Comitetului Țărănesc, procesul verbal din 14 martie 1918, referitor la valoarea banilor din țară, lei, ruble, cherenche, procesul verbal numărul 2 din mai 1918, precum și la ședințele din 18-25 mai 1918. În vara și toamna anului 1918, Pavel Cocârlă a participat la ședințele comisiei în care a fost elaborat proiectul reformei agrare. La ședința din 14 iulie, la care s-a discutat problema desproprietăririi mănăstirilor, el a spus: sunt de părere că viile și livezile mănăstirilor nu trebuie expropriate, călugării au nevoile lor, după cum a spus foarte bine părintele arhimandrit, ca și abreviat Dionisie, și dacă va trebui să le expropriem pământul, să le lăsăm viile și livezile. Mai târziu, la ședința din 2 octombrie 1918, la care a fost discutată problema proprietății funciare a mănăstirilor, Pavel Cocârlă l-a întrebat pe președintele Comisiei Crihan cine va plăti pentru pământul care se va lua de la mănăstiri și se va da altor proprietari. Din materialele proiectului aflăm că președintele i-a explicat că, citat, mănăstirile au avut pământ care acum se expropriază și acum pământurile nu le se mai dau înapoi în măsura în care l-au stăpânit până acum. Nici n-ar fi niciun temei ca aceste mănăstiri să plătească pentru pământul lor. Despre faptul că Pavel Cocârlă apăra interesele țăranilor o demonstrează și faptul că în ședința comisiei nominalizate din 11 octombrie 1918, la care se discuta problema prețului la pâine, el a subliniat că dacă pe viitor prețul pâinii de azi va scădea, țăranii vor fi nevoiți să se lepede de pământ, fiindcă nu l-ar mai putea plăti dacă acest pământ ar fi prețuit după prețurile de acum.